Plaja n-a fost niciodată prea mare pentru mine. Nisipul e prietenul meu. N-am nicio treabă, tati. Mă distrez la greu mereu. Da, ați ghicit, suntem în Summer Shizzle. Hai să-i dăm drumul. E și var nisip din televizor. Ia neamolu, neamule, ia neamolu, ia neamolu! Fata face doar figuri? Dă-i neamol la încheieturi, mă! Ia uite, mă! Fug, mă, aleargă niște fete mai încolo, dacă poți să mă adăpostești, te rog frumos. Mergeți, domnule, la scara voastră! Bă, dacă vă... Nu e nimeni malefic aici, n-am găsit pe cineva malefic să mă, nu știu, să mă lege cineva, mi-ar plăcea. Ai găsit persoana potrivită. Persoana potrivită să mă lege. Sunt Sore și ești la Summer Shizzle with my Nizzle Șurubel. Salut! Șurubel sunt încă o ediție de Summer Shizzle. Debutează astăzi și e o ediție care m-a obosit. M-a obosit pentru că am început să trag de oameni să-mi spună secrete. Vreau să văd cum se distrează românul la mare, indiferent de vârstă. Și nu chiar toți au spus adevărul. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici pe plaja din Mamaia astăzi. Atunci când mergeți la mare și lumea vă întreabă cum a fost, sunt sigur că aveți cel puțin două variante. Una pentru părinți și una pentru prieteni. Asta vreau să știu. Mai întâi, care e varianta pentru părinți? Sincer. Pă bune, părinții voștri înțeleg? Da. Când povestești părinților ce faci la mare, cum e povestea? Am venit cu familia și așa este. Știu, bun. Chiar am venit cu familia. Okay. Subiectul de săptămâna asta de la Summer Shizzle e distracția. Știi cum se distrează oamenii la mare? Și mi-am dat seama că oamenii povestesc acasă distracția altfel. Deci, de exemplu, dacă o povestești părinților, ce le zici despre excursia asta la mare? Că a fost super ok, au fost cluburi ca lumea, oameni petrecăreți și ok, într-un cuvânt. Părinții sunt și ei la mare. A, da? Da. A, deci îi știu. Ei știu și la tine? Le zicem adevărul. Adevărul? Da. Te sună părinții, știi? A, bună, Roxanica! A, ce mai faci? Cum a fost? Te-ai cazat? Da, m-am cazat. A fost bine. A fost bine. Te duci acasă? La cât ajungi acasă? A, păi ajung pe la 11. La tine frumos acolo, te duci singurică, îți faci patul, totul bine, da? Da, tati, nu e nimic, nu e în regulă, nu, nu. Dar nu vii cu golan și cu, nu, adică nu. Nu, sunt doar cu fete la mare, nu, nu, băieți, nu. Pentru părinți, stăm la plajă. Da, frumos. Facem baie mare. Da, ne bronzăm. Tot așa. Mâncăm, cum să nu mâncăm? Neapărat o ciorbiță la burtică. Da, fiecare zi. Ați trecut prin momentele în care povesteați ceva părinților și altceva se întâmplă aici și altceva prietenilor, de fapt? Da, da. Deci sunau părinți. Irinel! Irinel, tata. Unde? Pe unde umbli? Sunt la bibliotecă, tata, citesc. Dacă vorbești cu părinții, de exemplu, ce faci la mare? Varianta oficială. Plajă. Plajă, bun. Fug, mă, aleargă niște fete mai încolo, dacă poți să mă adăpostești, te rog frumos. Vreau să știu, știți ce, varianta pentru fostul prieten. A fost super tare. Să vezi câți erau! Bun toți! Multă distracție și... numai distracție. Băi, deci am venit numai la 4, nu știam dacă e hotelul meu ăla. Nu, mi se pare normal. Roxana, acum te sună prietenii tăi. Nu, fii atentă, te sună fostul tău prieten. Bună, Roxana. Băi, îmi pare... Mă rog, nu contează cum îmi pare mie. Cum e la mare? E frumos, e cald, e distractiv, păcat că n-ai venit, etc. Băieți, astea sunt, adică nu... În Mamaia sunt cel mai frumos, Salva Mar, dar nu cald. Nu Salva, nu-mi zice mă de Salva Mar. Măi, Roxana, știi că eu știu că am greșit și... Ok, bine, și ai ieșit cu salvamarii sau ceva? Te-au invitat în oraș? Nu, mi-au cerut numărul atât. Măi, Roxana, eu mor de inimă aici, la Pitești. Mă lași, deci nu se poate. Și la cât ajungi noaptea? Acasă? La 5 dimineața, dar nu... Nu-mi zice că s-a întâmplat să și greșești hotelul sau ceva? Nu, doar camera. Și că pentru distracție fără limite e bine să mergi la Costinești. E și o vorbă. Ce se întâmplă la Costinești rămâne la Costinești. Mă rog, în afară de herpes, ăla vine după tine oriunde ai merge.
Sunt niște versuri super mega în vogă de la Connector. Vreau să știu cât de mult te identifici, cât de mult se identifică vacanța ta cu ele. Fii atentă că sunt foarte... Nu sunt alea! Nu sunt alea! E așa. O arde în cluburi, sus pe cuburi, sus pe tocuri, face opturi și șuruburi. Așa, și eu nu cunosc. De la 1 la 10, așa, pe o scară. Deci nu. Asta nu. Dar tu n-ai făcut poante din astea, distracție la... 6, ok? Un 6 e bun. Nu. Wow! Cred că am găsit exact exemplarul corect aici. 8. 8. 8-uri? Da. 3. Pe bune? Pe bune. Ce, nu, tu nu faci șuruburi? Nu, 50%. De ce? Nu faci 8-uri sau nu faci șuruburi? Fac, dar nu atât de multe cât zice Connector. Aici am înțeles că nu se face pipi, aici se face mai în larg, mai încolo, nu? Nu se face deloc. Se face acasă. Vreau să știu cât de mult se potrivesc ție aici la mare versurile următoare. Brunete roșcate, blonde tunate, doar cu liceu sau la facultate. Când sufletul tău e de golan, bagă bani. Cam cât? Vreau 1 la 10 așa. 9. Bani, bagă bani, bani. Deocamdată suntem singuri, dar mai încolo, nu știu. Sper să fie de 10. Poate să cam bagi bani, asta e faza. Când o să plecăm în Costinești, o să fie mai frumos. Bani. Așa e, distracția costă. Distracția costă, da. Dacă ai prieteni hasli, ei dormind o să te prindă. Dimineața doar să știi să te uiți și prin oglindă, că o să te dea cu ruj, o să-ți facă boderață și o să fii și mentolat cu pastă de dinți pe față. Și dacă ai sta, se zice că ai sta cu tine în cameră, ce poantă mi-ai face? Mi-ai face ceva? Nu se face nimic rău. Ai vrea să-ți fac? Nu-mi strica din când în când. Ce poantă mi-ai face mie dacă ai sta cu tine în cameră? Probabil să te trezești cu pastă de dinți pe tot corpul și eventual ojă și de la o fată, de la ceva. Eu nu ți-aș face nimic. Nu e nimeni malefic aici. Nu am găsit pe cineva malefic să mă, nu știu, să mă lege cineva, mi-ar plăcea. Ai găsit persoana potrivită. Am găsit persoana potrivită să mă lege. N-ai putea să dormi noaptea. Ce se întâmplă? Care șotile? Mă, numai bune. Nimic rău, nu? Eu așa zic. Bă, bune să fie atunci. Te-aș epila pe picioare. Bă, eram sigur că cineva o să-mi zică asta. Dacă ar fi să dorm cu voi în cameră, eu, cu voi ăștia, Dobeta, Turnul, Severinenii, ce mi s-ar întâmpla noaptea în cazul în care adorm înaintea voastră? Ai la bătaie. Wow! Scuze. Cum te numești? Andrada. Și am vezi că am găsit cea mai proastă metodă să intru în vorbă cu tine. Da, m-am și lovit. Ai dreptate. Mi se pare normal. Da. Dar dacă eu aș sta cu voi în cameră, ce aș păți dacă adorm? Că sigur că pățesc ceva. Sigur aveți voi niște poante pentru mine. Clar. Nu știu, ți-aș băga un chibrit între degete, nu știu, ți-aș face ceva, ți-aș mai răzgăli cu pastă de dinți. Băi, asta o uitasem cu chibritul, bravo, las sub brața și mi-aș băga o... Da. Tu? Te trezești în altă parte. O cremă pe față, o pastă de dinți. O dulceață în pantofi sau în chiloți, probabil, ciulim pe cap, gumă la fund. Suntem la Summer Shizzle, artistul cu care astăzi inaugurez tricourile UTV, se numește Sole Mihalache, care este dincolo de cuminte astăzi, adică... Întotdeauna sunt dincolo de cuminte. Pe Sole am întâlnit-o la Eforie Nord. Ce rău îmi pare că nu eram bărbierit, frezat și aranjat. Am vorbit despre toate momentele tari de la mare, din copilărie și până acum. Dar și despre traume. A sărit cineva, nu știu cine, și m-a scos. Și pe mama, care mama pe acolo era puțin mai leșinată, știi că ea nu știa să nată. Dar ca idee, de atunci nu am mai venit aici. Wow! Eforie Nord, ce an? 94. 4 ani. Dar 5 ani. Eu aveam 6 atunci. 89, da. Atunci era să mă nec și eu, la București, într-un strand. A fost ceva în apă, în anul ăla. Da. Știi să nu-ți sau ți-ai luat traumă? Eu mi-am luat traumă de când era să mă nec. Mi-am luat traumă de eforie, dar de apă nu.
Deci îți place cu apa, ești, nu poți să stai fără ea? Nu, chiar îmi place, dar cel mai mult îmi plac sporturile extreme în apă. Chiar acum câteva zile am făcut wakeboard pentru a doua oară și pentru a doua oară mi-am rupt unghia și n-am ajuns încă la manicură și am o manicură de excepție. Yeah! Vezi? Dar asta poți, tu îți dai seama că din momentul ăsta va deveni modă și că o să vedem fete care au unghiile făcute. Care au unghiile nefăcute, sunt multe, am văzut, eu cred că e deja instaurată moda asta. Să-mi fac un V din ăla cum avea Sole. La Victorie, pe wakeboard, da, da, a fost foarte tare, recomand. Altceva în afară de acest wakeboard, eu nu știu ce înseamnă, eu nu știu cu apă, eu nu știu să nori. E placa de snowboard, doar că e o placă similară pentru apă și te trage o șalupă sau te trage un fir la Mogoșaia, spre exemplu în București. Da. Și efectiv stai ca și cum ai sta pe scaun în apă, dar pe spate așa, și te trage, nu, și te trage șalupa și pur și simplu trebuie să te ridici cu placa pe apă și apoi să te ții de un lemnișor. Și te trage și viraje stânga. Ai nevoie de forță pentru chestia asta? Adică da. Sau ești prinsă cu un ham? Nu, ai nevoie de forță să te împingi în picioare și în mâini ca să te ridici. Și am acum o super febră musculară așa. Dacă n-ai forță, poți să... cazi? Toată lumea are puțină forță acum. Dar ai auzit că e un sport nou acum, nu mai știu. Air surf, nu... Air surf? Air surf se numește? De... leagă un furtun de... Da, știu, ăla, cum face Mazăre. Ski jet. Da. Și ți-l pune sub o placă și te ridică așa până la etajul 3-4. Da, am auzit. Te gândești? Da, de ce nu? Da, chiar mi-ar plăcea. Am făcut acum câteva săptămâni un curs de o oră de kite, dar doar pe nisip. Kite e ăla cu smeul, pe tot, da. Care te trage tot așa pe placă. Dar nu era vânt, nu era vânt atunci și am făcut doar pe nisip. Dar o să mă duc să fac și asta pe apă, că-mi place. Nu credeam că te apuci de chestiile astea, adică... Am 12 ani de snowboard și trebuie neapărat să încerci pe apă. La, la, la. Such a beautiful la la la. I only need you by my side. And everything is alright as long as we are together. Pe plajă ne mutăm un pic. Topless vreodată? Unde, când, cu cine, de ce? Nu. Cine ai face topless? Cine ar trebui să fie? O plajă compusă din cine ca să faci topless? Iubitul poate, dar nu îmi place ideea de topless din considerente medicale. Da. Nu știu, mie frică de ideea asta de cancer de... Na. My babies. A, deci nici măcar dacă ar fi o plajă cu Johnny Depp, Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, atât, doar ei trei și... Măi, oricum, vă consider că am un punct foarte puțin mai forte decât partea de topless și anume, e suficient să mă întorc. Și yeah. Gata! Yeah. Adică, cred că aș cuceri că mai mult avânt așa decât pe față. Porumb. Mănânci? Da, foarte mult. Îl mănânc doar cu prietenii apropiați, pentru că dacă mănânc porumb, îmi rămâne, cred că tot porumbul pe dinți. Da, și mi-e plăcut să mă bălăcesc în ele. Deci copt nu. Copt nu, fierdă. Bun. Hamsi. Acum am mâncat hamsi. Da, hamsi. Nu se simte, să știi, e cu usturoi? Da, cu mult usturoi. Nu simt nimic. Am un ecosistem îmbunătățit. La, 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 such a beautiful la, la, la. I only need you by my side. And everything is alright as long as we are together. Ce faci vara asta? Pe unde? Păi la mare, dar mai merg și pe la Timișoara, pe la Arad, pe la Vâlcea, pe la peste tot am concerte. Dar sper să ajung cât mai mult la mare, pentru că îmi place foarte mult la mare. Foarte mult. Am înțeles, dar tu prinzi și timp de plajă că ești albă. Ești că ești feta. Cum să fiu feta? Feta. Sunt mai bronzată decât tine, sunt pe altă culoare, tu ești mai... palid, eu-s mai rozalie, așa. Eu așa sunt diferentări. Mă, termină, că și eu am stat la Decebal, pe Decebal, acolo aproape de Driftor mult timp, dar ce să zic, n-am stat la plajă, efectiv. M-a prins mergând, nu am avut timp ce să fac și solar nu. Zi-mi de piesă. Băi, piesa e foarte mișto, adică mie-mi place. Îmi place și partea lui Dorian foarte mult. Da, Dorian este un tip foarte talentat și mă bucur că lucrăm împreună. L-am remarcat de când cu Jazzy Joe și suntem colegi toți trei. A, dar cum stați voi acolo pe hall-ul? Mă gândesc că se întâmplă la ha-ha-ha. Bă, hai să facem o piesă. Da, stai așa că mă duc până la baie. Bă, gata, facem piesa aia. Așa s-a întâmplat și cu Dorian, că eu eram în studio, făceam piesa asta și el a venit cu partea lui, care a completat foarte bine piesa. Am schimbat și refrenul cu ajutorul lui și, nu știu, mi-i place foarte mult. Mi se pare o piesă energică, mi se pare că are și comercialul de care ai nevoie, dar și ceva atipic. Aștept să, da, acum am înțeles că o să intri și pe radio, deci. Sună blană, mie îmi place super mult. O să vină și clipul în august.
E nevoie, că altfel n-avem cum noi să... Da. Putem să filmăm noi un clip acum pe plajă aici și...